Venim cu o informație de ultimă oră. Liviu Dragnea rămâne după gratii. Cererea sa de eliberare a fost respinsă de Tribunalul București. Și pentru a afla mai multe, intrăm în legătură telefonică directă cu Gabriela Mihai. Bun găsit, Gabriela! Am găsit judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei sectorului 5 a respins ca neîntemeiată cererea de eliberare condiționată formulată de Liviu Dragnea și a fixat termen astfel încât următoarea cerere să o poată face peste 2 luni, adică pe 27 iunie anul acesta. Vă reamintesc că vorbim despre o decizie în prima instanță. Cu siguranță ea va fi contestată de apărătorii lui Liviu Dragnea. Iar asta pentru că am văzut în sala de judecată au venit cu această propunere de a fi eliberat condiționat. Chiar Liviu Dragnea spunea că, în opinia lui, crede că îndeplinește toate condițiile pentru a fi eliberat condiționat și crede că a stat destul în penitenciar. Totodată mai menționa Liviu Dragnea în fața judecătorului de drepturi și libertăți că nu crede că este un pericol pentru societate, eventual chiar poate face bine. Important de menționat este că în apărarea sa, avocatul a menționat în sala de judecată că în perioada în care a stat în penitenciar s-a îndreptat, a dat dovadă de bună purtare, acesta a mers la muncă și mai mult decât atât a dat dovadă că a plătit prejudiciul din acest dosar, deși aceasta nu era o condiție pentru a fi eliberat condiționat. Pe de altă parte, tot apărătorul lui Liviu Dragnea a informat instanța că a depus la dosar documente care arată că dacă acesta este eliberat condiționat, poate lucra la o societate comercială și totodată are și unde să locuiască. Însă, procurorul din cadrul Direcției Da, Naționale îți mulțumesc foarte Anticorup... mult, Gabriela. Urmărim ce se întâmplă și în acest caz. Sunt declarații acum din partea coordonatorului campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță. Numărul de telefon al fiecărui centru de vaccinare în platformă, tocmai pentru a se putea lua legătura direct cu centrele de vaccinare și a înlezni, dacă vreți, a facilita această comunicare. Un alt element important, ieri, 26 aprilie, a fost deschis al doilea centru de tip drive-thru din România, care folosește vaccin de la compania Pfizer în Cluj. Au fost vaccinate până la închiderea programului, la ora 20, 354 de persoane și până astăzi, de pildă, la primul centru de vaccinare drive-thru din Hunedoara, din localitatea Deva, s-au vaccinat 1673 de persoane, ceea ce înseamnă o dorință crescută de vaccinare, ținând cont de faptul că nu este nevoie de programare prin platformă și se permite programarea, practic prezentarea directă. De asemenea, tot ca element de noutate, începând de mâine, 28 aprilie, în centrele de vaccinare cu Pfizer se crește numărul de persoane vaccinate pe flux de la 84 la 96. S-au și făcut notificări în acest sens pentru a merge la capacitate maximală, având în vedere că, după cum știm, în această săptămână a fost recepționată cea mai mare tranșă de vaccinuri de la compania Pfizer, de circa 725.000 de doze. De asemenea, continuă activitatea centrelor de vaccinare mobile și a echipelor mobile. Pe 28 aprilie, mâine, se activează al 9-lea centru de vaccinare mobilă în județul Argeș. Vor fi vaccinate 80 de persoane încă din prima zi. De asemenea, în municipiul București, joi, 29 aprilie, va fi deschis primul centru de tip drive-thru în piața Constituției. Vor fi 4 fluxuri disponibile, vaccinul va fi de la compania Pfizer, prezentarea este directă, fără programare în platformă. Din punct de vedere organizatoric, în cursul zilei de mâine, toată activitatea va fi deja pregătită. De asemenea, din data de 4 mai, așa cum am anunțat, începe activitatea de vaccinare prin cabinetele de medicină de familie, în mod deosebit, în prima etapă, prin intermediul medicilor de familie care și-au exprimat disponibilitatea de a participa la campania de vaccinare.
Începând cu astăzi și mâine, urmează a se distribui primele doze de vaccin de la compania Johnson & Johnson. Vorbim de circa 57.500 de doze care merg către centrele regionale de depozitare și ulterior, prin intermediul direcțiilor de sănătate publică, aceste doze vor fi repartizate la medicii de familie și vorbim în primă etapă de circa 25 de doze alocate pentru fiecare medic de familie. La sfârșitul lunii aprilie, cred că pe 30 aprilie, vom primi următoarea tranșă de vaccin de la compania Johnson & Johnson și vom completa acest necesar până la aproximativ 80.000 de doze, cât este calculat pentru a putea demara această activitate de vaccinare. De asemenea, tot cu vaccin de la compania Johnson & Johnson, încercăm să asigurăm vaccinarea prin echipe mobile, prin centre mobile, și este una dintre opțiunile pe care le luăm în calcul atunci când vom demara distribuirea dozelor de vaccin în spitalele non-COVID pentru vaccinarea pacienților cu boli cronice internați. Am văzut cu toții evenimentul organizat în Timișoara, acel maraton al vaccinării, care din punctul nostru de vedere a fost un succes. Tocmai de aceea ne dorim replicarea acestui tip de eveniment de vaccinare. Primul eveniment va avea loc în București, în perioada 7-9 mai. Vorbim de organizarea 50 de fluxuri de vaccinare, vaccin de la compania Pfizer, în două locații diferite, Sala Palatului, unde vor fi organizate 40 de fluxuri, și Biblioteca Națională. Da, se vor face noi centre de vaccinare în mai multe zone din țară. Începe și vaccinarea cu Johnson & Johnson și, foarte important, vor fi acele caravane care vor ajunge în zonele îndepărtate, ca toată lumea să aibă acces la vaccinare. Problema este că deja sunt foarte mulți care nu-și mai doresc să se vaccineze. 13 județe, printre care Giurgiu, Buzău, Neamț, Suceava, Gorj, nu mai au nicio persoană pe listele de așteptare pentru vaccinarea anticovid, conform datelor de pe Platforma Națională de Imunizare. Aceeași situație și în Bistrița Năsăud. Cu toate acestea, autoritățile locale caută soluții pentru accelerarea campaniei de vaccinare. Eu cred că ar trebui să punem problema ce trebuie făcut. Adică care sunt campaniile de promovare a vaccinării pe care trebuie să le facem. Asta cred că trebuie să fie preocuparea noastră în perioada următoare, pentru că oarecum ne-am așteptat cu toții. Mesajele sceptice au existat. Ați văzut foarte bine. Și asta nu se întâmpla numai la țară, pentru că undeva din exterior veneau că vaccinul COVID produce cheaguri sau că, nu știu, se întâmplă ceva. Nu există o altă variantă. Nu, noi astăzi nu avem varianta B. Să lăsăm lucrurile de la sine. Putem da exemple de țări care s-au vaccinat. Israelul, 60% și ceva. Cei de lângă noi care iar merg bine, am înțeles că Ungaria are 40% și ceva deja pe vaccinare. Deci putem da exemple țărilor pe care deja le avem și care, unde lumea s-a vaccinat. Da, și sunt în continuare probleme. Sunt oameni care poate nu au înțeles foarte clar cum funcționează această campanie. Că nu îi obligă nimeni, că este gratuit acest vaccin. Dacă ei își doresc, pot să găsească locuri, pot să găsească locuri și la ei în oraș și în alte orașe, dacă doresc să aleagă un vaccin sau altul, pentru că au fost inclusiv discuții pe această temă. Erau români care nu voiau să se vaccineze cu AstraZeneca și găseau centre de vaccinare în alte zone ale țării, în zone apropiate, zone vecinate, și preferau să se ducă acolo. Nu știu dacă mai există această problemă acum, pentru că au fost deschise multe centre de vaccinare și deja foarte multă lume a reușit, dacă și-a dorit, să aleagă dintre aceste vaccinuri. Alături de mine Ioana Constantin, îi mulțumesc mult că a acceptat invitația noastră, dar vedem că nu prea și mai doresc România. Am ajuns la acel nivel despre care vorbeau specialiștii, de altfel, că e posibil să atingem acea saturație. Da? Da. Românii care au vrut să se vaccineze s-au chinuit să se vaccineze până acum. Așa e. Hai să zicem că va mai dura o lună, timp în care vor avea acces fără opreliști la ce fel de server ei. Dar ce facem după?
Da, acum sunt câteva probleme. A fost la început foarte dificil dacă vroiai să te programezi și mai ales pentru cei care încercau să-și programeze bunicii sau părinții mai în vârstă sau persoane care aveau diferite afecțiuni și erau pe lista aceea, da, care avea prioritate, da, din punct de vedere al sănătății. A fost foarte dificil la acel moment să faci programări, platforma a funcționat destul de prost. Am văzut oameni sau cunosc și eu oameni care s-au dus să se vaccineze în centre din afara, de exemplu, locuiau în București și mergeau și 2-3 ore, 4 ore ca să se vaccineze. Bun, s-a depășit acel moment, aceia au fost oamenii care chiar și-au dorit, chiar au crezut foarte tare. Mai departe, era treaba autorităților să convingă cât mai mulți cetățeni. Ori, au fost multe bâlbe, în primul rând, la Ministerul Sănătății, deși nu e principalul coordonator sau nu este nici măcar coordonatorul acestei campanii de vaccinare. Și asta a sporit foarte multă neîncredere. Apoi a fost scandalul cu AstraZeneca. Este totuși interesant de văzut ce profil au anumite comunități sau anumite județe unde rata vaccinării este scăzută, pentru că acolo probabil că nu mai ține nici de autorități neapărat. Este un anumit profil al anumitor județe. Și există, mă rog, altfel de autoritate în acele comunități. Sunt județele acestea din Ardeal sau Suceava sau Moldova sau toată... În fine, eu cred că numărul celor care vor dori și se vor duce așa fără să aibă nevoie de muncă de convingere să vaccineze, a cam fost atins. Nu mai avem foarte mult, o săptămână, două. Mai departe, e de văzut ce vor putea autoritățile să facă. Eu nu cred că putem depăși 4,5 milioane, cred că e o cifră, chiar este o cifră optimistă. Pe de altă parte, nu vor funcționa nici restricțiile astea, să spui, sau condiționările, că dacă nu ești vaccinat, nu poți să participi la nu știu ce evenimente. Și mai este ceva. S-a spus că la Pfizer și la Moderna, de exemplu, durează 6 luni, de fapt, da, acest vaccin, acest ser. Și atunci oamenii care s-au vaccinat în ianuarie o să constate că nu mai iau această imunizare, da, în iunie, iulie. Cred că de aici e multă muncă de comunicare, în primul rând. Bun, aici în condițiile acestea ne gândim, bun, ce poate să funcționeze? Pentru că ar trebui să reiei fabricile, da? Să se lucreze la capacitate maximă, pentru că oamenii au lucrat până acum în ture, da? Ar trebui să reia activitatea, ar trebui să îi chem pe oameni din nou la serviciu. Cine va dori, cum va dori și cum va putea? Nu poți să stai după oamenii care nu s-au vaccinat, spun specialiști. Nu poți să stai după ei, să stai să îi aștepți să se convingă că poate ei nu știu foarte bine că vor să vaccineze, dar de fapt o să-i convingă preotul satului. Nu, domne, eu cred că cine nu vrea să vaccineze, nu se va vaccina. Absolut. Și asta e, adică până la urmă, imunizarea se poate întâmpla și pe căi naturale, da? Faci COVID. Și asta, asta da, spun autoritățile, păcate, da? Ce facem? Stăm după ei în cazul ăsta? Nu, eu, Goană, și după am văzut tot felul de influencer, de artiști vedete care în momentul ăsta anunță publică, se vaccinează. Mai este o problemă. În momentul în care ai o paletă de opțiuni, sunt 3, da, în momentul acesta dau opțiuni, oamenii nu știu exact ce să aleagă. Discutăm și observăm asta. Oamenii nu știu dacă se vaccineze cu Moderna, se vaccineze cu AstraZeneca. Nu este limpede. Nu a existat o comunicare publică foarte coerentă. Uitați, noi dăm exemplul ăsta cu Israelul. Da, dar Israelul n-a indus frică de la început. În România a fost indusă foarte multă frică. Sigur că un sistem de sănătate ca al nostru, așa prăbușit, îți induce frică din start. E, și cum s-a comunicat cu oamenii, nu s-a dat încredere că putem depăși cât și mai repede. Și poate că mai e ceva, îl auzeam și pe domnul Gheorghiță, folosind, ești om de comunicare, sigur ai observat asta. Da, da. Modul în care sunt folosite anumite cuvinte este unul incredibil. Adică, cum poți să vorbești despre centrele drive-thru, da? Drive-thru, știți ce înseamnă drive-thru? Cred că merge la Dacă mergem și întrebăm pe stradă, eu nu cred că știe lumea ce înseamnă centre drive-thru. Da. Adică ce se întâmplă acolo în ele? De ce nu-i zicem pe românește ce se întâmplă și ce trebuie să faci tu? Nu înțeleg, oameni care au o viață socială activă, de exemplu, da, care înțeleg foarte bine o limbă străină, să zicem, de, nu e vorba că cineva ar putea să spună, da, domne, ce vorbim aici de cei care nu au educație, n-are nicio legătură. Și nu este vina lor că Absolut. Nu înțeleg ce înseamnă drive-thru. Nu, deci noi autoritățile din România trebuie să comunice explice. În limba română, că asta este și să explice. Limba pe care o vorbim cu toții. Și să explice, trebuie să dai siguranță cetățenilor, merge acolo, pașii sunt A, B, C, D, ai asta
de făcut în următoarele ore de după, asta trebuie să faci ca să te înscrii asta, sau nu trebuie să te înscrii, nu li se explică oamenilor nimic, totul pare complicat. Oricum România e o țară complicată când vrei să faci orice, știi că dacă nu știu, vrei să te duci la taxe și impozite, toată ziua ai blocat-o. E, oamenii stau să se gândesc, dumne, cum o fi, ce trebuie să fac, să mă duc, să, unde să mă duc, unde e mai bine, cum e mai bine. Nu a existat acest gen de încredere oferită oamenilor, nu li se explică lucrurile concret. Sigur că pentru domnul Gheorghiță e foarte limpede ce spune, că dumnealui cunoaște termenii și înțelege conceptele. Noi ceilalți nu știm și nici nu suntem obligați să știm. E ca la justiție, că vorbeam de Dragnea la început. Dragnea ne-a obligat să învățăm toată justiția, acum trebuie să învățăm și toată medicina. Nu e nevoie. Trebuie explicat cetățenilor și oamenii să aleagă cu ce ser. Acum e atât de zi. Acum chiar oricine poate să se vaccineze cu orice, orice dorește. Înțeleg că e mult mai simplu să te vaccinezi cu AstraZeneca, pentru că nu a dorit nimeni și acum, practic, e mult mai simplu decât cu Moderna sau cu Pfizer, dar devine simplu în orice loc din țara asta să te și vaccinezi. Cu orice, dacă îți dorești. Da, da. Și mai e ceva, dincolo de termenii în engleză care sunt, cum să folosești astfel de termeni? Hai să zicem, nu știu, poate în Israel, că acolo știe multă lume, știe, dar mă îndoiesc că acolo s-a folosit, în sine de ce că vorbeam se întâmplă de Israel. Da. Da, mă îndoiesc că Netanyahu, în momentul în care ieșea pe toate posturile și vorbea de campania de vaccinare și se vaccina el însuși în direct, vorbea despre centre drive. Nici Israel, nici America, da, nu. Că am râs noi mult timp de Trump, dar Trump vorbea atât de simplu încât îl înțelegea toată lumea, pentru că nimeni nu e obligat, un inginer nu trebuie să înțeleagă ce sunt aceste centre pe care le explică domnul Gheorghiță. Dar omul ăla știe treaba lui acolo, dar la fel cum noi nu trebuie să cunoaștem asta, că nici domnul Gheorghiță nu știe lucrurile de care ne ocupăm noi. Dar Israelul, America și alte state care au reușit, Marea Britanie, da? Cei care au reușit să treacă cu bine și să repornească economia, că noi asta vrem de fapt să revenim. Ce înseamnă viața normală? Înseamnă să repornim economia, să începem copiii să meargă la școală liniștiți și noi toți să avem o viață normală cu tot felul de activități sociale normale. Ei, ca să ajungi acolo, trebuie în primul rând să fii într-un parteneriat extrem de strâns cu cetățenii. Și asta înseamnă să le explici, să le dai încredere, să comunici continuu. Cel mai bine, din punctul meu de vedere, s-au comunicat în Israel și în America pe această chestiune. De asta și Marea Britanie, și Marea Britanie, de asta unde am dat Boris exemplu, Johnson, da? Cu toate criticile care au fost aduse odată cu Brexitul, dar este un om care comunică foarte bine, da, foarte uman, empatic, simplu, da, pe înțelesul tuturor, da, are un aspect așa ca din popor, dar bine, nu trebuie să schimbi freza neapărat ca să fii și comunicator mai bun. Nimeni cetățenii. Dar este un om care a înțeles. Da, nu ceartă nimeni cetățenii. De asta am dat exemple astea trei, da, state. Nimeni nu a certat cetățenii, nimeni nu induce frică. E un parteneriat cu cetățeanul. Asta înseamnă, de fapt, succesul oricărei campanii, indiferent că vorbim de una în sănătate, dar poate vrem să facem, nu știu, peste trei ani o altă campanie în alt domeniu. Ai nevoie de un parteneriat strâns cu cetățenii. În condițiile în care și în Marea Britanie și în Statele Unite există o presă foarte serioasă, tabloidă, care a întreținut toate aceste teorii ale conspirației. Absolut. Deci nu putem să vorbim doar despre televiziunile și site-urile din România care induc spaimă. Nu, ele există. Noi de la britanici am învățat să facem presă. Dar la noi autoritățile au indus mai multă spaimă, nu presa. Adică autoritățile au fost cele care au indus frică și au certat continuu oamenii. Acum, sincer, băi, Vlad Voiculescu, înainte să plece, ne certa continuu. Și la Ministerul Sănătății veșnic eram certați că nu facem lucruri și că trebuie să stăm cât mai... Doamna Moldovan își dorea să ne carantineze cu totul, iar să carantineze toată țara. Nu e în regulă abordarea. Da, poate că despre asta a fost vorba, o comunicare defectuoasă și o legătură pierdută cu simplul cetățean care, repet, n-are de unde să știe ce înseamnă centre drive-thru. Poate domnul Gheorghiță data viitoare ne lămurește și pe noi toți restul. Bun, revenim după publicitate. Vorbim despre românii din diaspora care vin acasă de Paști. Se confruntă cei de la platformele care vând bilete pentru tot felul de destinații. Se confruntă cu o cerere peste așteptări. Despre aceste lucruri vorbim în câteva momente. Românii din diaspora vin acasă de Paști. Mai bine de jumătate dintre biletele de avion vândute au ca destinație România, arată datele unui studiu făcut de o importantă platformă de turism online. Situația arată complet diferit față de anul trecut. Ei bine, anul acesta, condițiile de călătorie și exceptarea de la carantină a persoanelor vaccinate sau care au avut COVID în ultimele 90 de zile au contat foarte mult și mai sunt și alte date foarte interesante.
importante care au ieșit la iveală în urma acestui studiu. Este alături de noi, în legătură directă prin Skype, Claudia Tocilă, din partea acestei firme importante, o platformă, cum vă spuneam, de rezervări, foarte cunoscută în România. O salut și mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația noastră. Și aș întreba-o ce am mai observat în urma acestui studiu, tocmai pentru că ei pot să compare datele de acum cu cele de anul trecut. Față de anul trecut, în aceeași perioadă, cum stăteau lucrurile? Față de anul trecut este o schimbare foarte importantă în această perioadă și perioada Paștelui din 2020. Ne aflam într-o stare de urgență, într-un lockdown generalizat atât în România cât și în celelalte țări europene unde avem o populație mare de diaspora. Așa că față de anul trecut creșterea este aproape de 100%. În această perioadă, în 2020, am avut o scădere de aproape 95% între zboruri, nu prea existau zboruri către casă. Așa că anul acesta este pentru primul an, adică după 2 ani în care românii pot veni acasă de Paște și o fac în număr foarte mare. Avem un număr important de români care vin din țările cu populație mare de diaspora, din Marea Britanie, din Spania, din Germania, din Italia, fie prin excepțiile de la carantină, fie prin asumarea carantinei pe care o parte dintre ei au făcut-o, au venit la începutul lunii aprilie și își vor petrece Paștele alături de cei dragi. Și mai trebuie să spunem că s-a observat și o scădere a prețului pentru destinații în care sunt foarte mulți români, cum ar fi Marea Britanie, Italia, au ajuns chiar la un preț asemănător cu acele curse interne? Da, companiile aeriene încearcă să redreseze industria turismului și îi tentează pe clienți cu prețuri foarte bune. Astfel avem prețuri comparabile cu cele interne, 81 de euro o cursă dinspre Marea Britanie spre România, 60-70 de euro dinspre Italia și prețuri comparabile cu cele mai bune prețuri din 2019. Deci companiile aeriene fac eforturi să umple avioanele și să arate că călătoritul este sigur și, evident, să faciliteze mobilitatea populației în această perioadă. Ce se întâmplă pe plan intern? Sunt rezervări făcute și pentru destinații din România, destinații turistice cunoscute? Da, cel mai important lucru pe care l-am observat în acest studiu a fost și faptul că, chiar și comparat cu 2019, avem o creștere pe zborurile domestice, pe zboruri interne, o creștere de 23%. Prețurile sunt comparabile cu 2019, un preț mediu pentru cursele interne este de 86 de euro. Este o creștere pe care putem să o explicăm prin faptul că oamenii vor să ajungă mult mai repede acasă, să nu petreacă timp în mijloace de transport în comun, cum ar fi trenul sau autobuze, autocare. Și atunci au ales această modalitate să călătorească spre cei dragi. Este o creștere importantă pe care o salutăm pentru că zborurile interne au fost destul de jos în 2020. Mulțumim foarte mult pentru aceste date foarte interesante. Claudia Tocilă a fost în legătură directă cu noi prin Skype. Românii se întorc acasă și ziceam un lucru interesant. Claudia Tocilă își asumă carantina, își asumă restricțiile cei care nu au reușit să se vaccineze, pentru că știm, nici în alte țări nu merge mai bine campania de vaccinare. Dar, mă rog, poate că vin aici pentru cineva care stă într-o gospodărie în mediul rural, e mai ușor să se izoleze față de cineva care stă într-o garsonieră la bloc într-un oraș mare. Cu siguranță și cei mai mulți dintre ei, într-adevăr, merg în zone unde pot să stea în aer liber, poate chiar în familiile lor de aici de acasă, oamenii au deja făcut vaccinul sau poate că au făcut COVID și atunci nu mai este o problemă. Eu cred că își doresc foarte mult să fie acasă. A fost foarte dificil. Dacă pentru noi aici acasă a fost dificil, vă dați seama cum a fost pentru cei care muncesc în străinătate. Nu mai spun de faptul că foarte mulți dintre ei probabil că n-au reușit să vină până acum din cauza tuturor restricțiilor impuse mult mai dure care au fost în ultimele luni. Nu puteau să iasă din țările în care erau. Exact, exact.
sau erau costuri sau trebuiau să facă niște scheme destul de complicate pentru a obține un bilet de avion, de exemplu, pentru a veni în România. Deci cred că au venit să stea mai mult timp sau să rămână, că înțeleg că au rămas mulți. Da, mai sunt și care rămân, da, pentru că acolo situația economică nu este una roz. Revenim după publicitate, vorbim despre o situație rușinoasă în care s-a aflat un agent de poliție, nu a ajuns la urgență pentru că avea programare la cosmetică. Și da, dacă ai programare la cosmetică în această perioadă a sărbătorilor, chiar trebuie să te prezinți, pentru că sunt foarte mulți doritori. Despre asta, cadrul poliției capitale, după ce un agent a ratat o urgență pentru că avea o programare la un salon de cosmetică, voia să se ducă la pensat, la sprâncene, da, să-și facă sprâncenele frumoase. Noi înțelegem că în această perioadă, dacă ai o programare la cosmetică, trebuie să te duci pentru că este foarte aglomerat, așa că mă gândesc că poate așa a gândit și domnul respectiv. Două probleme avem aici. Unul, că la Poliția Capitalei sau în general pe la Poliție, pe București, se întâmplă tot felul de lucruri în tot felul de secții de poliție și nu mai terminată cu anchetele și comisiile astea, că eu înțeleg că sunt oameni abuzați, fără... da, bătuți, duși pe câmpuri și nu mai știe nimeni sau se fac tot felul de plângeri și nu le anchetează nimeni, tot felul de complicități cu clanurile și cu, mă rog, tot felul de băieți deștepți. Dar, pe de altă parte, acum, pentru mine e foarte greu de înțeles, toți acești domni care ne blochează nouă, doamnelor, accesul la salon în perioada asta. Eu știu că e complicat, într-adevăr, să mergi la un salon, dar n-are cum să spui așa ceva. Să nu te duci la urgență, nu există, nu. Se bumoară niște oameni și tu nu te duci că, mă rog, nu are ce să caute, să meargă să lucreze în alt domeniu, nu există așa. E ca și când ne spune că un medic nu intră în sala de operație pentru că avea o programare la manicură. Nu, este absolut ridicol și cred că ar trebui foarte serios analizat ce se întâmplă la nivelul stațiilor de poliție din București, mai ales în sectoarele unde știm că există și acele clanuri interlope în floare, pentru că efectiv nu se mai anchetează nimic. Păi atunci când te duci la o intervenție să prinzi niște infractori, niște clanuri care se bat, trebuie să arăți într-un fel. Sigur. Nu se poate. Trebuie să fii îngrijit, să... Nu, e amuzant așa, știți, dar mă gândesc că cetățenii care se uită și de multe ori au nevoie de o intervenție a poliției sunt un pic speriați. Da, cum ar fi ca o persoană care a avut nevoie de ajutor, a sunat la 112, da, să vină cineva să-l ajute de la poliție și acel cineva nu a ajuns pentru că avea programare la pensat? Nici dacă avea o programare la o operație, trebuia să știe clar că are o programare, nu? Adică, nu, e absolut ridicol. Eu rămân la opinia că în poliția română încă nu s-a făcut reforma mult promisă. Pentru că doamna Carmen Dan, când a plecat, a lăsat 70% interimate. Nimeni nu s-a ocupat de ele, că de acolo începe povestea. De acolo începe povestea. Atâta vreme cât avem interimate, avem șef pus politic, avem oameni care sunt în diverse complicități și care tolerează sub ei fie complicități criminale uneori, fie acest gen de comportament, da, amuzant, ridicol. Ne oprim în această notă mai relaxată. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Ioana Constantin. Punem punct aici discuției noastre. Rămâneți pe B1 TV, știri de la Fix cu Aneta Sângerzan. Sunt Irina Petraru. La revedere!